Urșii atacă tot mai des gospodăriile din zona de munte a județului Buzău. În căutare de hrană, sălbăticiunile ajung tot mai aproape de zonele locuite, nu puține fiind cazurile când urșii ucid animale și chiar atacă oameni. Numai anul trecut, numărul intervențiilor jandarmilor montani în situații în care urșii au pus în pericol viața unor localnici din satele de munte a crescut cu aproximativ 30% față de anul precedent. Numărul intervențiilor, chiar avem, să zicem așa, o situație statistică, au crescut cam cu 30%. Numărul apelurilor prin care se semnalau prezența unor astfel de, de animale Încercăm să ne, ne perfecționăm modul de, de acțiune. Practic, rolul nostru este de a coordona intervențiile, de a, de a semnala aspectele și celorlalte instituții sau, mă rog, Organizații, după caz, care nu au uh, acces la, la sistemul național unic de apeluri de urgență 112? Reprezentanții jandarmeriei Buzău îi sfătuiesc pe cei vizitați în gospodării de urși sau mistreți să nu intre în panică și să sune imediat la 112. Vin acum în minte situațiile în care au fost semnalate, mă rog, animale sălbatice, urs în uh -huh. speță, care erau, mă rog, blocate din diferite motive, fie în gard de sârmă, fie în lațuri mă rog, puse de diferite persoane și astfel de intervenții sunt caracterizate de, o, de, un, de un grad de pericol destul de ridicat. Cele mai multe atacuri ale urșilor în gospodăriile oamenilor se petrec în perioada verii și au loc cu preponderență în comunele Colți, Chioșdu, Mânzălești, Bisoca și Pănătău.